Cred că nu există combinație mai proastă decât să stai în Cluj când vii la Bonțida, la electric. Undeva la 40 de minute faci, nu asta ar fi problema. Problema e că taxiul sau Uber costă între 120-160 de lei. Și dacă pui 5 zile la rând, ți-ar putea să ieși în faliment. Sau o luați cazare în Bonțida sau chiar și la Dej, e mult mai ok. Începem ziua numărul 2 de Electric Castle, care de fapt este ziua numărul 1, pentru că era fost ziua 0. Mi-a plăcut ieri atât de mult că m-am întâlnit cu atât de mulți oameni mișto. Astăzi sunt curioasă cu cine să mă mai întâlnesc. Și trept să vă spun și sincer să fiu, nu am stat la foarte multe concerte, puțin Alexandrina, la Damian Marley tot așa puțin, nici măcar n-a cântat piesa mea preferată, nu mai contează, concertul a fost mișto în sine, cu ploaie, cu tot. Și am prins puțin de banc și cam asta a fost tot. Astăzi îi aștept pe băieții de la Golan, dar festivalurile chiar nu sunt despre muzică, sunt despre oameni, experiențe, au o groază de branduri, activări foarte mișto, așa că hai să vedem cu cine mă mai întâlnesc și ce se mai întâmplă la Electric Castle. Căsuță drăguță aici la Electric. Uite cum se uită oamenii pe geam. Hei, nu mai înviolați civitate. Asta e căsuța unde stă Iunieta. Ea stă cu Mastercard într-o căsuță tot festivalul. Nu știu cum Dumnezeu e să stai tot festivalul în festival. Eu am venit din Cluj, de la o oră distanță. Go! Poftiți, intrați! Hai că nu te filmezi, promit. Stai miștită. Cu asta mă apuc și eu. Doamne, ce tare e! Da, uite, aici e condiționat și patul ăsta se întinde. Iuneta și Alexandru. Aveți și yoga? Avem și yoga, da. Mamă, bună duminică, mori! Dar să știi că am văzut cum se face aici, în față, de la 10 dimineața, da. Până toată lumea. În noroi? Ce zici tu cât de tare? Da, acum nu se deschid pentru că a închis schiruță și el la el cheile. Pentru că intră oamenii, știi, pe geam, dacă nu cred. Pleca. A, da, că e spațiu intră... de activare, nu ca să. Da, da, e spațiu de activare. Și intră la noi și la geam închis. L-ați deschis. Și asta e. Ce tare, și pe interioară. Oh my god. Ce frumos. Că se mișcă un pic casa de la vibrații noaptea, da, de la muzică. Riscul de a sta în mijloc festival. Da, asta e. Dar mie mi-ar plăcea să stau aici. Da, e super tare, uite. Vreau și eu la anul. Vreau și eu la anul să stau aici. Poate mai să nu mai fac o oră din Cluj până la... Măcar la Bonțida să stau. Da, e super tare. Dar e mai amuzant că îți plouă și vezi oamenii cum aleargă pe lângă și tu stai. N-a mai plouat, da, seara era super amuzant. Și ce mai e interesant, că intră oamenii, se urcă pe scări și intră în casă. Noi stăm aici. Cum asta e, casa voastră? Da, nu putem să, nu, și nu putem să intrăm, nu e o activare, ceva, nu. Nu crede nimeni. Te-ai obișnuit cu această presiune din partea publicului? Ok, e mai greu la început, acum. Lasă că acum e fericit că e anagrama, care ochi frumoși. Vreau să filmez influencer. Zine cum este să fii aici, în mijlocul acțiunii, în mijlocul publicului. Cum fără vorbit? Nu, când am vorbit, nu. Dacă tac, e ok. N-am emoții. Aici, la casa Mastercard, nu mai aveți apă. O rușine. Aici am mânit influencerii. Iunie, să știi că m-ai mințit, am venit pentru cafea. Ioana, știi câți followeri și are el? Cât? Ia să zică el. Unu. Așa începe de la 1. Să știi că și eu am avut un follower. Cumva. Când eram mică. Da, pe vremea mea, la 20 de ani. Da, pentru că acum e 21. Hai, vreți să vă pun la mine în vlog? Ce, mamă, suntem în vlog, Mădălin? Suntem în vlog! Nu știu ce înseamnă, ce fel de vlog ai, dar suntem acolo. Și el tot două, și eu tot două. Și... Eram de așteptat dacă se înțelege ceva din ceea ce fac eu vlogul ăsta, pentru că mă întâlnesc cu un om, cu altul, cu 1000 de oameni, stăm la povești și se duce dracu tot firul poveștii. Dar cred că asta e atmosfera de festival și asta e frumusețea. Oricum, pe băieții de la Golan, promit eu că nu-i ratez, că sunt geniali. Și dacă am noroc în viață, mă duc să și mănânc ceva, o salată, poate că am sunt după 200 de carbohidrați.
sunt, n-o să vă vină să credeți, dar tot la Căsuța Iunietei, în spate, scena mare se pregătește pentru câteva concerte. Încă n-au început concertele, este ora 8, cred, acum 8, n-am mai uitat de mult. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you, I got you. Don't wanna show, oh, oh, show us off, but you're my own. Mâncăm și noi, în sfârșit. La mine e prima masă pe ziua de azi. La tine la fel? Am mai mâncat o dată aceasta. Dar știi, mi s-a părut tare pe atâta. Mi-am gândit în aplicație, nu știu că ai pus tu asta. Și am zis că la 20 de lei, mi-a 100 de lei automat. Știi? Da. Și acum am uitat cu ea și avem 1.200.000. Da. Super tare. Păi ok, că nu mai stai cu stresul. Ai bani, ai bani. Și până îl oprești când vrei tu. Îți pare super tare asta. No sugar coat of love. Mi-aș lua cizme. Nu sunt mișto? Ba da. Dar bine, astea sunt cizmele, de le porți numai la electric, știi? Că în rest... Pe ploaie, dar unde? El din ploaie să pot fac acordul. Aaaa! Aaaa, ce mișto sunt! Știu că asta e un care de mie să bine poște. Am și eu unii, mă rog. Nu vezi mai greu, am pe asta. A, deci vreau să-mi iau. Ce bine stă. A, asta Chestii festivalul ăsta, dar suntem deja, e un circ continuu. Vreau la circ, vreau o
Havana, Simona, să știi că vin și habar nu am cine cântă în continuare, ceea ce este perfect, dar e atât de mișto la electric, nu vreau să mai plecăm acasă, mai stăm o săptămână. Cu afură am mai filmată, uite, n-am făcut nici din astea, filmat-o în prima zi, dar am ochelari noi. Lasă-i jos! Raluca, mai trăiești? Mai trăiești? Am deci pus-o cu camera. Haideți să vorbim cu Dumnezeu. Nu știu dacă mă aude cineva pentru că n-am microfonul pus, dar vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Alo! Alo! Spune-ne, lumii, ce vrei să faci? Eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu, dar acum două nou să știți că mi-a răspuns. Și ce vrei să-i transmiți? Și am avut o discuție foarte inteligentă cu Dumnezeu. Mi-a zis da și am fugit. Ce l-ai întrebat? Super, super panicat. Sau nu l-ai întrebat? Eu am crezut că e la mișto, știi? Și la un moment dat, pe jumătate de oră de încercări cu alo, alo, mi-a zis da. Mă, tu sigur n-ai luat ceva? Băi, nu. Vreau și eu. Da! Vreau și eu de unde ai luat. Cuii mei erau de față și am leșinat. Uite aici oamenii deja vorbesc. Vreau să vorbesc și eu. Alo? Ce faci aici? L-așteptam pe Dumnezeu? Aștept împreună? Întoarce-te în soare. Abia aștept să vorbesc cu Armin Van Buuren. Aș vrea eu. Și eu de-abia aștept. Lasă-l, mă, să ne zică de Dumnezeu. Ce vrei să-i zici lui Dumnezeu? Suntem aici, așteptam să vorbim cu Dumnezeu nostru, Armin Van Buuren. Doamne, ajută! Lidl. L-am văzut doar în poze până acum, dar mi se pare absolut uriaș. Și au niște... Pleacă cu vila ta de aici. Și în afară de faptul că este uriaș, are și foarte multe produse la prețuri excelente. Felicitări, Lidl. E o mega, mega idee Royal Market-ul. Și dacă tot am ajuns aici, la punctul ăsta de trecere, o să vă arăt și zona de corturi care e acolo și care cred că e primul an când nu este inundată. We're tight as can be. We're rolling, just like a dream.
la ziua numărul 5 de Electric Castle. Certe că am fugit de oameni, pentru că vreau să vă spun ce am trăit aseară. Am fost la circ. Nu știu dacă voi ați trăit vreun festival, chiar sunt curioasă dacă ați mai fost la vreun festival unde a fost circ. Eu nu am mai fost, deși zic că am ceva experiență cu festivalurile la viața mea. Am fost la circ, am înțeles că este o mini reprezentație a ceea ce se întâmplă în București. Reveria se numește piesa completă, nu și cea de la Electric. Și a fost senzațional, la modul emoționant și amuzant în același timp. Și actorii făceau așa foarte mult engagement cu publicul. Mi-a plăcut senzațional, senzațional. Am fost și la Ricurici, am fost să vedem Șcerele, am fost să vedem plaja, am fost să vedem Lidl. Deci au fost niște nopți în care efectiv am stat și am umblat de la scenă la scenă. O să recunosc cinstit că nu am fost la prea multe concerte, de, nu știu, numele ceva mai mari și niște DJ pe care nu-i știam, dar care m-au făcut să dansez, ceea ce este senzațional. Mi-a plăcut mult acest Electric, deci este foarte diferit de ceea ce știam eu de acum 5 ani, când am pus prima dată, ca și setup, ca și sponsor, ca și muzică și chiar ca și în ceea ce privește lumea. Mi-a plăcut super mult acest Electric, ne vedem la anul cu siguranță, voi locui, știu de acum, voi locui în Bonțida, pentru că drumul ăsta Cluj-Bonțida, materna, psihic, dar numai, nici nu mai contează. Sunt foarte curioasă ce ați făcut voi la Electric Castle, ce ați experimentat, cine ați văzut un vlog și ați vrea să, și ar fi trebuit eu să fac. Și bineînțeles, care a fost experiența voastră preferată de aici, de la Electric. Ne vedem super, super, super curând, reîncep vlogurile din Asia, plecăm și până Europa în curând împreună. Așa că sper să vă abonați acolo, să dați subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să-l dați și prietenilor voștri. Și până când ne vom vedea data viitoare, să-mi lăsați în comentarii care este experiența voastră preferată de la Electric Castle. Să aveți o zi excelentă, v-am pupat! Okay, so I want you to turn to your left and I want you to turn to your right and I want you to say hello to someone that you've never seen before. And now everybody's friends. Now I want to see you guys dancing with your new friends. You ready? And I want to dedicate this to anyone in the audience that's ever lost anyone that they love. Grief is one of the hardest things that we're faced with. You don't get taught how to understand how to lose someone that you love. So close your eyes and think of them and celebrate their life.